Salut, sunt Cristi de la Hey Moto și astăzi vom vorbi despre motocicletele la mâna a doua pe care le găsim în piața românească și anume o să încercăm să le punem pe categorii de preț. În primul rând, trebuie să avem grijă la motocicleta pe care ne o alegem pentru că trebuie să fie suficient de înaltă pentru noi astfel încât să ajungem cu talpa jos. Să nu fie foarte grea, pentru că va trebui în traficul de zi cu zi să o urcăm pe o bordură, să poate să o tragem dintr-o parcare, dintre mașini, poate să pice motocicleta, poate în parcare, nu am pus cricul bine, sau până la urmă și în urma unui accident ușor, poate va trebui să o ridicăm și trebuie să putem face acest lucru. Așa că aveți grijă ce motocicletă vă alegeți să vi se potrivească. Așadar, vom începe cu câteva motociclete în categoria 1000-2000 de euro. Aici avem destul de multe motociclete și eu zic să începem cu Honda Hornet, care e destul de comună. O motocicletă fiabilă. Nu costă foarte mult întreținerea la ea. Are într-adevăr un motor de aproape 100 de cai putere, însă e o motocicletă manevrabilă și n-ar trebui să sperie pe nimeni. În aceeași categorie mai găsim și Yamaha FZ6 sau varianta Fazer cu o carenă care ne protejează de vânt la drum lung. La fel ca și Hornetul, o motocicletă relativ ieftină și ușor de întreținut. Există și alte motociclete care au două pistoane, spre exemplu, pentru cine preferă motoarele în două pistoane, cum ar fi Kawasaki R5 de 500 de centimetri cubi sau Honda CB de tot de 500 de centimetri cubi. Dar avem în această categorie de preț să ne putem lua, spre exemplu, și o motocicletă de enduro, de motocross, cu care ne putem distra foarte bine pe partea de off-road. Însă aveți grijă când o cumpărați, pentru că fiind o motocicletă de off-road, este destul de alergată și trebuie să aveți grijă la ea să, în principiu, la cadru, să fie întreținută bine, să nu fi fost lovită prea tare. Trecem mai departe la categoria 2-3000 de euro. Bineînțeles, anumite motociclete sunt mai vechi, altele sunt mai noi. Deci în aceeași categorie de 2-3000 de euro putem găsi și un Hornet mai nou sau un FZ6 mai nou. Însă mari diferențe tehnologice nu găsim între ele. Acum depinde de fiecare. Poate cuiva îi place un bord electronic, altul preferă modelul mai vechi cu bordul analog. Însă deja putem vorbi și de alte motociclete aici, spre exemplu un Kawasaki R6, varianta N sau F, care este o motocicletă destul de fiabilă. Apropo, destul de multe școli folosesc această motocicletă și asta e o dovadă a fiabilității. Deja putem vorbi și de anumite chopere, poate o Honda Shadow, cui îi plac cruiserele, chopperele. Putem vorbi și de un Kawasaki Vulcan model mai vechi. Asta ținând cont că chopperele de regulă stau destul de bine în preț. Mai departe, putem vorbi și de un BMW F650, spre exemplu, sau deja categoria de dual sport sau enduro touring. Un BMW F650, cum spuneam mai devreme, care este o motocicletă destul de bună și mai ales pentru partea de oraș, foarte, foarte manevrabilă. În aceeași categorie mai intră și Honda Transalp, care, spre exemplu, e ușor mai bună pentru drumurile lungi. Având motorul cu două pistoane, nu are atâtea vibrații ca BMW 650. Deja plaja se mărește. Întotdeauna vorbim și de, putem băga în discuție și scuterele, sau maxi-scuterele mai exact, pentru că în ultima vreme din ce în ce mai mulți elevi vin la școală pentru a scăpa de traficul din oraș. Și atunci deja intrăm și în categoria de scutere și maxi-scutere, în care găsim poate o Yamaha X-Max, poate un Suzuki Burman mai mic de 250. Cele mari deja sunt destul de greoaie în oraș și atunci
le putem folosi doar la partea de trafic. Trecem mai departe la categoria de 3.000-4.000 de euro, unde, bineînțeles, găsim din ce în ce mai multe motociclete și continuăm cu chopperele, spre exemplu, și cruzerele. Aici găsim poate un Shadow de 750, ceva mai nou. Deja ne putem gândi și la modelele de cafe racer, care prind din ce în ce mai mult avânt, din ce în ce mai mult le găsim pe piață. Motocicletele clasice, cum ar fi un Kawasaki W800, dacă avem noroc, îl găsim în banii ăștia. Mie personal îmi place foarte mult motocicleta asta. Dar găsim și motociclete de început pentru cei care de-abia s-au urcat pe motocicletă și au luat de curând permisul. O Honda NC750 ar fi o alegere extraordinară, cu un motor foarte fiabil, liniștit, care poate merge fără probleme și în oraș și la drum lung. Pe de altă parte, deja găsim motociclete puternice, supersporturile de 1000 intră în plaja asta de preț. Găsim fără probleme o Honda CBR de 1000 sau un Kawasaki ZX10. Îl găsim în această categorie de preț și deja un an bun și în condiții bune. Mai departe, vorbeam mai devreme de motocicletele de enduro. Aici putem să ne uităm la un model, spre exemplu, după 2010 sau 2012, de KTM 250 XC, spre exemplu, care e o motocicletă foarte puternică, foarte ușoară, model nou, merge foarte bine, cu care vă puteți distra de minune pe off-road. Am ajuns la categoria 4-5.000 de euro, categorie în care găsim foarte multe modele, foarte multe motociclete. Și aș vrea să încep cu poate 2-3 motociclete mai excentrice. Aș vrea să menționez aici Honda DN01, o motocicletă destul de rară, care ori îți place, ori nu îți place. Nu există cale de mijloc la ea. Mai există un model de Kawasaki, care, părerea mea, e o motocicletă foarte frumoasă, poate una dintre cele mai frumoase făcute în ultima vreme. Este vorba de Kawasaki Z1000 și sunt sigur că aici sunteți de acord cu mine. Deja intrăm și în categoria motocicletelor touring mari sau enduro touring mari. BMW R1200 GS, sunt sigur că ați auzit de el, e o motocicletă foarte fiabilă, poate nu cea mai frumoasă, dar e o motocicletă foarte bună și foarte fiabilă. Într-adevăr, un pic cam scumpă, dar eu zic că merită. Există Suzuki-ul Vestrom. Găsim și modelul 1000 aici, care la fel este o motocicletă foarte fiabilă. În general, motociclete din ce în ce mai noi, cu ABS, cu injecție, cu un control al tracțiunii, poate diferite sisteme de siguranță. Chopperele, cruzerele, la fel, modele mai noi. Aici putem menționa tot Vulcanul, dar mai mare, de 1500, spre exemplu. Mai există și varianta de Naked, un Naked, spre exemplu, care mie mi-a plăcut foarte mult. N-a fost foarte popular în anii producției, dar acum este destul de căutat. Este vorba de Suzuki Beaking, cu un motor de 1300 de centimetri cub, un motor foarte puternic. De fapt, este motorul de pe Hayabusa. Motocicletele super sport din ce în ce mai noi. Vreau să vorbesc un pic de Yamaha R1, pentru că pentru mulți este un etalon în zona asta a motocicletelor super sport. Este o motocicletă care întotdeauna a stat în top, a cam depășit rivalii mereu. Mai departe găsim și motociclete, poate niște cafe racer-uri care au fost modificate sau recondiționat, niște motociclete mai vechi, poate din anii 70-80, care merg de minune, recondiționate și făcute cafe racer, și s-ar putea să găsim niște modele foarte reușite în această categorie. Mai departe sunt motocicletele noi pentru începători, adică modelele de
poate 250, 300, 400 de centimetri cub modele de 2-3 ani încoace, cum ar fi Z-ul de Kawasaki Z de 400 de centimetri cub sau cum ar fi KTM-ul Duke 390. Niște motociclete ușoare, perfecte pentru începători, cu ABS, un sistem de siguranță bun. Și poate avem noroc la banii aceștia sau dacă găsim o ofertă de la un dealer să luăm chiar și o motocicletă nouă, într-adevăr, de, poate de A1, ceva la 125. Aici închei topul meu de astăzi, dar înainte de asta aș vrea să menționez și câteva motociclete, ceva mai scumpe. Aici depinde de banii fiecăruia. Una dintre ele este o motocicletă care mie îmi place destul de mult și mi se pare o motocicletă foarte bine gândită din punct de vedere tehnologic. Este vorba despre BMW K1600 GT sau varianta GTL. Mai există Harley Davidson V-Road pentru cei pasionați de Harley. Și la categoria Super Sport aș vrea să aduc aminte și de MV Agusta F4. Este o motocicletă contestată de cei din zona supersportului, dar părerea mea că e o motocicletă foarte reușită și foarte rapidă. În final, vreau să vă spun că vă aștept la școala Hey Moto să faceți școala sau pentru o ședință demo. Vă aștept cu drag!